citesc chiar în observa relatat că opoziției României s-a interzis să participe la alegerile europene. Este vorba de o declarație oficială a unor partide membre de PPE din Suedia și Finlanda și ceea ce este mai grav, nu s-a observat nicio reacție a PNL-ului pe plan local, pentru că este un fake uriaș. Să cale noi alte dol și cerem colegilor din PNL, cerem să dezavoieze public această declarație și să notifice ca atare conducerea PPE. Ar fi o dovadă de real patriotism, în primul rând, dar și de bună credință, să avem o competiție loială la alegerile europarlamentare care se apropie, la alegerile din luna mai. Eu vă mulțumesc și acum cuvântul colegului meu, domnul Varușan Bostan. Mulțumesc, domnule președinte.